Doamnelor, domnilor, ovi și vagabonzi, ce fac oamenii cu trei instrumente? Live, bună dimineața, bine ai venit! Neața, bine v-am regăsit! Salut, domnilor! Salut. Să-mi spui de unde și până unde te-ai înhăitat cu domnii? Haita e veche, să spun așa, cu Norbert am cântat ani de zile în Norvegia, chiar și în Groenlanda, am avut niște ieșiri. Nu vreau să-ți povestesc eu altă dată cum a fost sunteți, în Groenlanda. Sunteți mai mulți care v-ați întors de acolo? Nu, da, el a stat în țară, dar am avut momente când am cântat împreună în Norvegia. Aha. Și momentul a sosit să facem o chestie frumoasă și în România. Și Norbert, Chico și Sobi la vas. Numele trupei are legătură cu ce ai cântat? Cu piesa, da, exact. Acum? Foarte bine, îmi place, e așa de... Pe dimineață, așa, nu? Da, da, da. Poți să fac o glumă de emisiune proastă? Ia, fără zvane. Pe seama mea, să... La alte drag... emisiuni. Te uiți în cameră de parcă zici ceva deștept și o dai așa, din topor. Dragă Ovi. Dai, e greu. Cameră, mă! Dragă Ovi, când ați fost în Groenlanda, ați fost întâmpinați cu răceală? Hai să fii... Ai să fii surprins, dar am fost întâmpinat cu multă căldură. Dacă ai ști... Eu ți-am zis că e de emisiuni proaste, adică ce te bagi să răspunzi? Las-o așa cum okay, am crezut. Stai de gură. Puteai să răspunzi cu... Anyways, las asta. Te-ai mutat în România? M-am mutat în România pentru că nu mai puteam să fac naveta tot timpul și e o decizie luată nu chiar impulsiv. Am gândit-o un pic. Familia fi dorit să cunoască și limba română mai mult și cultura noastră. Da, da, da. Pentru că și... tu nu ești un rockstar cum crede cetățeanul de acasă care și-a luat blugii strâmbi și a venit înapoi în România. Și ai familie? Am familie, am doi copii care tocmai au început școala în România ieri și să vedem cum o să fie. Auzi? A, stai să vorbești cu copii, stați liniștiți copii. Primii doi ani vorbesc, vorbesc românește? Păi nu vorbesc, te-am băgat direct în, la școală să învețe limba română. Deci oricum înțelegeți ce a înțeles și Răzvan până într-a patra. Stați liniștiți. După care, 4 ani de chimie, tot asta a înțeles. Deci... nu știu cum vedeți dumneavoastră, Dani a înțeles chimia și uite la ce l-a ajutat. Da, anyways. Deci gata, ești din... Sunt cu voi de acum, sper să vă văd cât mai des și proiecte foarte faine și cu Paula împreună în continuare și da, singur o să ne vedeți cât mai mult și împreună în formula asta. Sâmbătă vă aștept la concert la Gyuri's Pub. Tocmai a fost în Oslo, am făcut o piesă nouă care va fi foarte interesantă și voi o să auziți probabil... O să fiți primi întotdeauna când o să faceți cunoștințe cu proiectele. Doamne, așa, bine ai revenit în România. Doamne, și tânăr, așadar, la Gyuri's Pub veți auzit piesa făcută în Oslo pentru export. Pentru export și pentru import. Frumos sunt.